După o zi în care au primit mărțișoare, doamnele și domnișoarele pot petrece o seară specială la restaurantul din Parcul Central. Ospățul va fi cu bucate alese din meniul tradițional, iar taraful condus de Leonida Belger le va oferi o atmosferă de bună dispoziție. De seară o să petrecem în Parcul Central, la acea minunată cărciumă de lângă leagănul copiilor, de lângă Trenulezi acolo. Împreună cu foarte mulți prieteni, o să fie muzică cu artiști deosebiți. În meniu se știe de foarte mult timp că în parc, la această minunată cărciumă, se mănâncă ecologic, băuturi naturale. O să cânte Neti Dolcu, o superbă solistă, și sperăm să mai vină soliști. Petrecerea de mărțișor se anunță a fi una cu multă voie bună și distracție.